Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, așa cum am obișnuit, ceaiul nostru poate fi servit în deplasare și am onoarea să, la ceaiul de astăzi, să l-am ca invitat pe domnul Gelu Margină. Domnia sa este președintele Pro-România pe municipiul Moinești și dați-mi voie să-l salut, să-i spun bun găsit acasă, pentru că nu suntem la Moinești, cu respect. Bine ați venit, bună ziua și vă rog să-mi permiteți să vă transmit salutul meu prietenos pentru toți telespectatorii TV Moldova. Eu încerc la un ceai și chiar ceai serii mai, să știți, nu e altceva. Acum la redacție mai glumesc, mai punem și apă pentru că e perioada asta cu hidratarea. Eu știu că proveniți din o instituție unde ați muncit o viață și unde ați avut funcții și, dacă vorbim despre poliția economică, dar ați avut și calitate de comandant. Cum vedeți, dacă vă duceți înapoi? Eu, prima întrebare care v-aș pune este dacă ați luat-o de la zero, ați mai face carieră tot în poliție? Categoric da. Și ca să și vă argumentez, mai am un fiu care mi-a urmat cariera, a fost ofițer, tot de poliție economică, iar acum a dat examen la magistratură și în prezent este prim procuror al parchetului de pe lângă judecătoria Moinești. Judecătoria Bacău. Bacău, la nivelul județului. Cred că dacă ar fi să o iau de la zero, tot în administrație aș lucra, în Ministerul Administrației și Internelor, actual Ministerul Afacerilor Interne, pentru faptul că, trecând în rezervă, am ajuns la concluzia că am acumulat cea mai mare experiență de viață și profesională în acest minister. Când ați trecut în rezervă? Din anul 2016, de drept, la împlinirea vârstei de 55 de ani. Așa cum prevede legea pentru... Ați prins o perioadă și înainte de 89 ca polițist? Nu, sunt promoție 1990. Înseamnă că n-aveți metehne. Știți că toată lumea începe să vorbească despre cariere profesionale de elită, făcând așa o comparație și cu ce a făcut în sistemul celălalt. Pe mulți dintre ei au ajutat acest lucru, inclusiv în sistemul administrației, cum spuneți dumneavoastră. Sau nu mai vorbesc de judecători, de avocați. Deci sunteți promoție 90. Da, promoție 1990. Am absolvit Academia de Poliție Alexandru Ion Cuza. În 1993 am absolvit Facultatea de Drept, după care am urmat cursurile postuniversitare ale Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și am absolvit și în masterat în administrație, industrie și servicii. Sunt specialist în drept penal, am studii postuniversitare pe drept civil și pe dreptul muncii. De poliție economică, pentru că aici ați muncit mulți ani ca polițist, apoi ca șef al... Să știți că eu provin dintr-o familie de țărani, sunt născut în comuna Parava, județul aici, Bacău, lângă Moinești? Nu, lângă Răcăciuni. Provin dintr-o familie de oameni simpli care au lucrat la CAP și știți că era acel zvon, domne, greu ajunge un om de la țară la Academia de Poliție. Iată că după ce am lucrat la Aerostar o perioadă, lucrând și în domeniul contabil la Aerostar, am reușit la Academia de Poliție Alexandru Ion Cuza București. Iar acolo circula așa un zvon, domnule, este foarte greu să ajungi la economic și la circulație. Vreau să vă spun pe cuvânt de onoare că am ajuns la poliția economică după anul întâi, sunt selectați oamenii pe specialități, studenții. Și am fost selectat pe specialitate economică, pe merit, deoarece mi-aduc cu mare drag aminte de colegii mei de academie,
Aveam ori în care îmi solicita profesorul să le explic la tablă probleme de contabilitate. Contabilitatea era foarte grea în Academie, nu toată lumea se pricepea, ori eu am avut experiență în domeniu și profesorul meu mi-a spus așa, Gelu, eu mă lupt pentru tine să fii la Poliția Economică și așa am ajuns la Poliția Economică. Deci unde nu numai că ați rămas, dar ați și promovat. Da, am fost repartizat la Moinești în 1990, am lucrat la Poliția Economică până în anul 2002, după care am participat la un concurs pentru funcția de adjunct al șefului Poliției Municipale, unde am activat până în 2007, iar din 2007 până în 2016 ca șef Poliției Municipale. Acum, eu întreb, când v-a fost mai ușor sau când v-ați simțit mai în largul dumneavoastră ca șef al Poliției la nivel de municipiu sau când erați doar șef al Poliției Economice? Nu întreb și muncitor, că totdeauna dorința unui specialist e să promoveze. O să vă pară curios ceea ce vă spun. Eu sunt un perfecționist. Și atât cât am activat în Poliția Economică, mi-am desfășurat activitatea cu aceeași responsabilitate ca și de șef de Poliție Municipală. Nu cred că am separat cele două activități. Mie mi-a plăcut toată viața, dacă fac un lucru, să-l fac de calitate, iar dacă nu, nu-l fac deloc. N-au existat îndoieli în activitate. Cum spuneți, deci ori îl facem bun, ori nu-l mai facem deloc. Da, ei, ați întâlnit în cariera dumneavoastră și oameni cu perfecționiști, așa cum spuneți, dar și de ceilalți? Categoric, da. Nu putem fi toți la fel. Sunt și cei care, știu eu, manifestau o mai mare lejeritate în activitate. Am căutat să-i ridic, să-i ajut, să-i sprijin. Iar în același timp am cunoscut și colegi, chiar șefi mai mari, pentru care am toată stima și considerația, de la care am învățat. Dar am învățat tot timpul și învăț și astăzi. Mie îmi place să stau de vorbă cu oameni mai deștepți ca mine și totdeauna plec cu ceva în plus de la ei. Unul dintre aceștia sunteți dumneavoastră. Mulțumesc, îmi place. Îmi place cum spuneți, pentru că e o zicală care spune așa, spunem cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Dacă dumneavoastră, ca om al unei instituții atât de importante cum e poliția, ați avut în jur oameni valoroși și i-ați crescut, asta înseamnă că a dat greutate și posturii dumneavoastră de comandant, de șef. Sigur că da. Nu poți fi un șef bun cu oameni slabi în jurul tău. O instituție este performantă cu colectivul, în primul rând, și cu șeful care coordonează. Dar atâta timp cât un șef are în jurul său neprofesioniști, instituția nu poate fi performantă. În aceste condiții aveți și prieteni? Aveți acum? Pentru că cariera dumneavoastră profesională este una de ordine publică, economică, mă rog, și care creează și prietenii, dar și oameni care pot evita prietenia, pentru că se spune că, acum fac o comparație cu moartea și cu fiscul, nici cu polițiștii nu poți să fii prea bun prieten, pentru că nu știi ce fel de om e. Cum stați la acest capitol? Vă pun în dificultate? Nu mă puneți în dificultate și mă bucur pentru întrebarea dumneavoastră. Am constatat că la data de astăzi am aceiași prieteni care am avut și când mi-am început cariera, și pe timpul carierei, și după ce mi-am încheiat cariera. Asta înseamnă că prietenii pe care mi-am ales sunt prieteni de calitate. Și vă spun un secret din management. Deci eu, dacă aș mai fi manager la poliție, la ora actuală, sau la oricare altă instituție, aș fi tot un tip exigent profesional, profesional nu rău, exigent profesional. Am ajutat foarte mult, foarte mult colegii mei, am ajutat foarte mult lumea, pentru că am constatat că după ce am trecut în rezervă, am un feedback foarte bun în rândul populației. Adică populația a apreciat activitatea mea și ordinea și liniștea publică de pe raza municipiului. Drept dovadă, am o perioadă relativ scurtă de când am trecut în rezervă
Și totuși, la primul examen electoral pe care l-am dat, pe 26 mai, un partid relativ nou înființat, eu la Moinești am înființat organizația pe 7 februarie. Am obținut... cum, în 2019? 2019. Și am obținut un procent de 9%. În condițiile... Mai mult decât media națională. Mai mult decât media națională. La fel, pe mediul rural, pe 12 localități am obținut un procent peste media națională. Acest lucru înseamnă că oamenii care, sutele de oameni care au votat partidul, poate m-au votat și pe mine, că mă cunosc, că eu sunt președintele partidului. Președinte ales. Președinte ales. Președinte ales. Este o organizație legal constituită. Înseamnă că au apreciat și activitatea mea. Și pentru mine este o bucurie foarte mare, având în vedere și partidele cu care m-am luptat la Moinești. Să nu uităm că sunt pe puțin 4 partide foarte mari care au primar, viceprimar, ministru și așa mai departe în funcții publice, de înaltă demnitate publică și care au activat experiență și de foarte mult. Eu sunt deosebit de mulțumit pentru rezultatul obținut și în același timp le mulțumesc tuturor cetățenilor care m-au votat, dar și celor care nu m-au votat, pentru încrederea care mi-au acordat-o și îi asigur că nu-i voi înșela niciodată. Domnule comandant, eu cred că oamenii care au votat Pro-România și pe dumneavoastră au văzut omul din dumneavoastră, pentru că profesionistul e foarte important pentru credibilitate, pentru valoarea lui profesională și de a-și achita sau de a-și ține promisiunile. Dar acest lucru, sunt convins că în ce vă privește, apropo de 9%, a avut o anumită contribuție și prin valoarea umană. Și vă felicit pentru asta, pentru că dacă era să voteze numai polițistul, cred că erau destui care spuneau, domnule comandant, ne punem bine cu el, dar nu e cazul. La dumneavoastră au ales deja omul, pentru că polițistul a făcut carieră, a dovedit că poate face excelență într-un domeniu și acum alege un alt domeniu în care poate la fel să facă excelență. Și din acest punct de vedere vă felicit și vă doresc succes. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, să știți că eu am așa o plecare pentru om. În sensul că uitați ce am făcut eu după ce am trecut în rezervă. Am înființat un ONG, Asociația pentru Monitorizarea Ordinii Publice și Siguranței Cetățeanului, al cărei președinte sunt, și țin zilnic audienții cu cetățenii la biroul meu, nu percep nicio taxă, nu încasez nimic de la cetățeni. De unde, da. Și le acord consultanță juridică, fac parte din Uniunea Consilierilor Juridici din România, Barou Bacău, le acord consultanță juridică, îi sprijin, îi îndrum, fără niciun fel de taxă sau altceva, sau comisiune. Mai există vreo asociație de aceasta similară în țară? Nu. Unde v-a venit ideea? Nu, și vreau să vă mai spun că am și afiliat-o la Coaliția Națională pentru Modernizarea României. Sunt vicepreședintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, Coaliției Naționale pentru Modernizarea României, da, filiala Bacău, sunt vicepreședinte. Am participat și la congrese, la toate manifestările publice și am căutat prin aceasta atât să sprijin cetățenii cât și să propun anumite modificări legislative prin CNMR, propuneri către ministere pentru îmbunătățirea activităților. Eu venind dintr-un domeniu al ordinii și siguranței publice, m-am axat pe acest domeniu. Mie îmi place omul potrivit la locul potrivit. A făcut acest lucru ca o necesitate în a vă continua dialogul cu cetățenii și cu oamenii sau pentru că efectiv nu puteți sta acasă? Eu cred că sunteți un om activ și oamenii activi nu prea au cum să stea locului după ce au făcut carieră într-un domeniu atât de important cum e poliția. O să vă răspund și cu o glumă și o să vă răspund și punctual. Mie mi-a plăcut totdeauna să socializez cu populația, cu cei dragi. Am făcut-o în primul rând pentru oameni. În al doilea rând, ca să glumesc, să spune că
apa stătută se strică. Ori noi suntem 80% apă. Și atunci, omul trebuie să fie tot timpul activ. Și vreau să vă mai spun ceva. Cred că este o greșeală la nivel central că nu este exploatată experiența militarilor. Celor care au o formare profesională militară sunt oameni perfecționiști, sunt oameni cu anumite educații, sunt oameni deosebit de cum se zice, chițăbușari. Au și timp. Dacă ies la pensie la 50 sau 55 de ani, au timp până la 70, nu știu, 80 să facă activitate. Da, și iarăși o greșeală pe care o consider eu de abordare la nivel central. Ar trebui, eu știu că în Occident se practică acest lucru, orice militar la trecerea în rezervă primește, nu cum se spune la noi, ordonanță, e greșit. E greșită această abordare, primește o recompensă pentru întreaga activitate prin care cadrul militar respectiv să poată să se apuce de o altă activitate. Și eu cred că statul ar câștiga de aici. Îi dai o recompensă la un militar care trece în rezervă și el își deschide o afacere. Statul câștigă prin impozite, prin taxe, își amortizează o parte din pensia pe care o primește, dar asemenea oameni nu trebuiesc lăsați în uitare. Ați mai atras și asemenea oameni în Pro-România? Sigur că da. Sigur că da. Am polițiști în organizație, sigur că da. Și îi atrag cu mare drag pe toți. Au venit, v-au urmat. Că sunt mulți oameni care spun unde se duce omul acesta, mă duc și eu. Da, am asemenea exemple. Sunt alături de mine, sunt foarte mulțumit de ei. Și ceilalți membri ai biroului executiv chiar îmi spun, domnule, ce frumos muncești X. Și polițist trecut în rezervă. Mi se pare foarte interesant că după ce a stat în subordine, sau mă rog, a fost colegul, eu îndrăznesc că am simțit această nuanță în felul cum vă exprimați, a fost colegul dumneavoastră fiind șef la poliție, să mai vină și în politică, mi se pare, nu exagerat, mi se pare interesant de privit la dumneavoastră cu ce fel de abordare stați în fața lor de vă urmează și după. Că unii s-ar putea să spună, ne-am săturat, cât ne-a ținut sub ordine, mai întrebă și acum. Foarte frumos ați abordat această situație. Da, eu, într-adevăr, am fost un șef exigent profesional, am căutat performanța tot timpul, dar să știți că colegii mei, și astăzi mă vizitează, colegii mei vin la mine, îmi cer sfatul, au venit alături de mine unii. Asta înseamnă că, să fac o paranteză aici, cred că fiecare manager, în activitatea pe care o desfășoară, trebuie să știe când să apese pe accelerație și când să ridice piciorul de pe accelerație. Nici exigența exagerată nu este bună, ori și performanța se obține împreună cu echipa. Echipa trebuie să se simtă la lucru ca într-o familie, iar managerul, șeful, trebuie să fie pentru ei ca un părinte, unde să te duci să spui problemele, unde să te duci să ceri sprijin, să te ajute. Eu vreau să vă spun că nu a existat subaltern de-al meu care să îmi ceară sprijin și să nu-l ajute. Cei de acasă, cum au reacționat? Ați avut o viață întreagă, un program și peste program și cu ore dimineața, noaptea și acum, iată, cu această preocupare, iarăși există tendința să ajungeți tot mai târziu pe acasă. Da, da. Atâta timp cât am fost în sistemul de ordine și siguranță publică, încerc și scuze soției pe această cale, nu prea a dormit toate nopțile. Pentru că dacă suna telefonul meu, implicit se trezea și domnia sa. Dar astea sunt condițiile, astea sunt, mi le-am asumat. Iar acum cu politica, ce să vă spun? În primă fază, nu prea au fost de acord să intru în politică.
S-a gândit, poate mai stai pe acasă. Nu prea au fost de acord. Mi-au spus, politica implică anumite sacrificii, implică, știți dumneavoastră, politica nu totdeauna se face cu principii. Eu am promis că eu am să o fac cu principii. Are nevoie politica de oameni cu principii și de oameni valoroși și cu expertiză profesională. Așa că din punctul ăsta de vedere cred că n-ați greșit. Da. În schimb, pe soție a influențat-o un pic pozitiv în favoarea mea, fiica mea, care i-a spus, mama, te rog frumos, înțelegeți că asta este dorința lui. Fiica fiind ce? Ca profesie? Fiica este consilier juridic. Deci e clar fata lui tata. Bacău. Consilier juridic la poliția locală Bacău. Și fiul este procuror? Prin procuror al parchetului de pe lângă judecătoria Bacău. Da, e clar. Ce se naște din pisică, șoarici mănâncă. Șoarici mănâncă. Deci... Doi oameni realizați profesional, așa consider că sunt copiii dumneavoastră. Eu cred că este un atu pentru mine în politică, acest lucru, pentru faptul că eu nu vin cu interese personale. Eu nu depind de nimeni și de nimic. Nu vin aici nici pentru bani, nici pentru funcții, că am avut și funcție. Am un venit lunar care îmi permite să trăiesc decent eu și familia. Nu vin să-mi realizez copiii, dar vin cu o dorință să fac ceva pentru cetățenii municipiului, să fac ceva pentru confortul lor, pentru infrastructura municipiului, pentru tot ceea ce înseamnă un trai decent al cetățeanului din municipiul Măinești. Această formă altruistă de prezentare a omului margină e importantă pentru cei care vin să stea cu dumneavoastră la Taifas, așa cum stau și eu acum la un ceai, la Taifas, pe o solicitare, pe o nevoie, pentru că cu siguranță ce îmi spuneați despre ONG nu e puțin lucru. Vă ia câteva ore pe zi. Îmi ia câteva ore, suport și niște cheltuieli care eu le spun. Dați acolo o cafea ceva când vine cineva. Da, da, și acest lucru, ospitalitatea. Ceaiul acum, deci da. N-am venit noi cu ceaiul de la Iași. Sigur că da. În afară de protocolul care e specific românului, sunt evidențele contabile, sunt niște taxe de plătit pe care le suport eu, dar vreau să vă spun că o fac cu mare, cu toată dragostea. Am intrat în politică, n-am închis ONG-ul, nu este conflict de interese, m-am interesat la ani, nu este conflict de interese și eu nu abandonez această activitate civică. Îmi place să ajut omul. Pentru mine un om care îmi spune vă mulțumesc frumos, vă pot arata și acum niște mesaje pe telefon pentru am ajutat un om care se află în suferință și care astăzi a fost operat la spital. Și dacă vă citesc ceea ce scrie fiica acelei persoane, vă impresionează total. Căutăm la finalul dialogului și această frază. E impresionant ce spuneți. Eu cred că acest lucru vă încarcă uman și cred că într-un fel sau altul sunteți și dumneavoastră câștigat, nu numai cei care au nevoie de ajutorul dumneavoastră. Sigur că da, mă încarcă enorm de mult și mă motivează. Mă motivează pentru că văd că oamenii venind la mine să-mi ceară sprijinul înseamnă că sunt oameni în nevoie. Și am eu vorba mea, să dea mie Dumnezeu sănătate cât am ajutat eu în domeniul sănătății și să mă ajute Dumnezeu pe mine cât ajut eu pe alții. Și dacă ar proceda așa toată lumea, toți oamenii să ajute între ei, să existe o coeziune între ei, cred că poporul român s-ar afla pe o altă treaptă. Să înțeleg că dumneavoastră credeți într-o lume mai bună și că politica poate să, politica pe care iată o urmați, sunteți politician, poate să fie așa o undă de succes pentru oameni și în politică sau pentru omenitate, cum zice Horia Zilieru la noi la Iași, pentru că noi vorbim deseori pe programele locale, regionale și la București uneori la anumite programe, se vorbește despre criză politică, economică, dar cea mai accentuată la momentul acesta este criza morală. Ei, cum vedeți aici calitatea dumneavoastră de politician? Pe cea de expert am înțeles-o, pe cea de jurist am înțeles-o, pe cea de om, de familist. Ei, să vă văd cu politica cum stați. Eu cred că
în politica românească, la ora actuală, vreau să fac o mică paranteză, eu îmi exprim opinia mea, ca persoană fizică, Gelu Margină. Nu implic opinia partidului, pentru că sunt niște aspecte care nu au întrebat partidul, n-am întrebat partidul cum vede lucrul ăsta. Bun, ca să putem ridica standardul de moralitate în politică la ora actuală, părerea mea este că va trebui să facem o resetare a clasei politice, o reformă profundă a clasei politice. Și ar fi foarte, uitați, eu am niște proiecte de reformă și pe ordine și siguranță publică, am avut niște propuneri pe care mi le-am exprimat public și pe administrație. Din punctul meu de vedere, cred că orice funcție de demnitate publică trebuie redusă la maxim 2 mandate. Dacă președintele țării are 2 mandate, să venim până jos cu 2 mandate, cu posibilitatea după 2 mandate să întrerupe perioada și dacă după o perioadă de pauză persoana respectivă este alesă din nou, poate să mai continue 2 mandate. De ce? Eu cred că toți cei care sunt pe o funcție de înaltă demnitate publică ar fi mult mai atenți la ceea ce fac dacă ar ști că după 2 mandate pleacă. Pentru că să o luăm și din punct de vedere profesional. În 2 mandate, un ales sau pe o funcție numită, așa, de execuție, desfășoară niște activități. Deja la sfârșitul celui de-al 2-lea mandat, crede că a realizat cam suficient. La al 3-lea mandat, cred că mai ridică piciorul de pe accelerație. Și atunci, nu mai bine întrerupi pe 2 mandate, vine altul, pornește iar cu un aplomb foarte bine conturat pe profesie și în același timp cred că ar fi foarte bine pentru primenirea clasei politice să mai vină tineretul. Dacă dumneavoastră aveți o experiență mult mai bogată ca a mea, dar avem exemple cu oameni care sunt în politică din 1990. Da, sunt de acord, sunt oameni de o mare valoare care sunt din 1990, dar când ne mai uităm prin mass media, nu toți sunt de aceeași valoare și atunci ajung niște, să zicem noi așa, cum să mai exprimă alții, ajung niște baroni locali care nici măcar nu poți să-i mai înlocuiești din acele funcții, pentru că deja își pun toți oamenii lor, e ca o caracatiță și toată lumea se apleacă în fața șefului și nu mai există performanță. Eu cred că performanța în România ar crește dacă pentru funcția de demnitate publică s-ar reduce la maxim 2 mandate. Poate Pro-România primește și tineri, poate gândi altfel, e un partid de centru-stânga, din câte știu, vine pe lângă un partid foarte mare, dacă vorbim despre PSD, credeți că are șansa să capaciteze, să atragă și să determine oameni valoroși, fie tineri, fie oameni care nu au făcut politică niciodată, să vină aici și să gândească ca dumneavoastră? Cum îi puteți mă lipsi? Eu când m-am hotărât să intru în politică, am început să studiez programele politice la mai multe partide. Și m-am regăsit în programul politic de la Pro-România. Când a fost lansată organizația județeană Bacău, s-a prezentat domnul președinte Victor Ponta cu tot staful de conducere al partidului și am rămas plăcut impresionat să constat că se dorește oameni noi în politică, oameni care au confirmat în trecut în ceea ce privește profesia pe care au avut-o, oameni tineri, dar o îmbinare a maturității cu tinerețea și oameni cu expertiză. Și cum să nu vii într-un partid în care găsești 3 foști premieri, în care găsești pe Corina Crețu și nu mai stau acum să iei număr pe toți, sper că n-am pe Daniel Constantin, pe domnul Tudose, sigur. A fost și domnul Leancă candidat. Sigur.
Am luptat pentru el să ajungă europarlamentar. Asta să ajungă. Dacă domnul Tudose va avea o funcție publică la noi, locul pentru europarlamentare urmează să fie ocupat de domnul Iurie Leancă. Doamne ajută, și eu sper și îmi doresc foarte mult ca în România să se înțeleagă odată că pe funcțiile de răspundere, de demnitate publică, trebuie să ajungă oameni potriviți la locul potrivit, oameni cu expertiză pe domeniul respectiv. Dacă ești profesionist pe economic, mergi pe economic, dacă ești pe ordine și siguranță publică, mergi pe ordine și siguranță publică, dacă ești pe energie, mergi pe energie. Să nu mai găsim secretare la interne, să nu mai găsim, știu eu, oameni specialiști în agricultură, în industrie și așa mai departe. Cred că dacă nu încercăm odată să profesionalizăm funcțiile, nu facem nimic. Și clasa politică, pentru că există de-a lungul, nu, au trecut 30 de ani și dacă s-au făcut greșeli de către unii sau alții, s-au reparat sau nu s-au reparat, important este ca în final oamenii să nu spună așa în politică. Unii spun că dacă nu ai o preocupare profesională, cu expertiză, te duci în politică. Adică eu cred că ce spuneți dumneavoastră definește într-un fel sau altul ceea ce așteptați de la clasa politică și în speță de la partidul pe care îl reprezentați aici. Altfel de politică, altfel de oameni, altfel de platforme de devenire. Acesta este și manifestul Partidului Pro-România. O altfel de politică. Problema esențială este și următoarea. Dacă nu se înțelege odată la nivel central că pe fiecare funcție trebuie să fie un om profesionist și care se adaptează la funcția respectivă, nu afectăm numai imaginea politicului în fața electoratului, în fața cetățenilor, ci coborâm foarte mult standardul funcției respective. Pentru că opinia publică va zice, lasă-mă, bă, și pe mine cu ministrul ăsta, uite ce ministru am, neprofesionist, uite că nu știe nimic, sau uite că nu știe să vorbească, uite că nu știe, nu știu. Deci, în momentul când ajungi pe o funcție publică de o importanță deosebită, trebuie să te ridici la nivelul funcției respective. Da, eu pentru astăzi m-aș opri aici, urmând să vă întreb despre perspective și despre proiectele dumneavoastră politice și cele care țin de devenirea umană ca politician. Aș mai pune o întrebare. Bunic, ceva? Cum? Mai știți povești? Mai stați pe acasă când și când? Sigur că da. Am două nepoțele. Câți ani? 11 și 9. Înseamnă că ați spus ceva povești până acum. Da. Să știți că data viitoare ar vrea să le întreb. Da, sigur. Ce povești țineți voi minte de la tata? Da. Spun și povești. Mă joc cu ei. Ne întâlnim, noi suntem deosebit de familiști, ne întâlnim foarte des, spre exemplu ne întâlnim și mâine și poimâine, așa. Da, vine, pentru că e sâmbătă și duminică, dacă da, e luni, nu. Și avem, da, sigur că da, avem și niște evenimente în familie și ne întâlnim într-un cadru restrâns în familie. Sunt niște nepoți deosebiți, studioși, Să știți că fetele sunt cu tata și cu bunicul. Da. Cred că sunteți privilegiat și în acest domeniu, și la acest capitol. Sigur că da. Inclusiv fetița mea e topită după tata. Da, e și firesc. Noi avem băiat și simt că băiatul e cu mama. Deci el îi spune mami și cere... Asta nu înseamnă că nu dialogăm, că va fi viitor jurist, e student la drept, tocmai a absolvit și facultatea de științe economice, dar, mă rog, simt eu așa că atașamentul e mai cumva spre, așa că vă felicit că aveți și norocul acesta. Vă mulțumesc din suflet, vă mulțumesc și doresc succes și fiului dumneavoastră. Sunt convins că va avea o carieră de succes pentru că... Se lasă din pisică, șoareci mănâncă. Sau dacă vrei să îți faci o părere despre copil, te uiți la părinți. Deci înseamnă că următorul interviu ar trebui să-l fac cu domnul prim-procuror. Da. Dacă sunt atât de
dornici de dialog, nu pentru că presa nu poate dialoga și cu oameni cu expertiză profesională de acest nivel, ci pentru că, mă rog, au niște reguli, purtători de cuvânt, nu, la poliție n-ați avut purtători de cuvânt. Da. Conferințe de presă pe care... E o regulă pe care trebuie să respecte regimul profesiei. Da, sigur că da, sigur că da, așa este. Eu sunt onorat că am cunoscut pe omul Gelu Margină. Ne-am mai întâlnit noi așa, întâmplător, pentru că eu de vreme sunt mai viu și mai prezent prin zona aceasta a Văii Trotușului, unde avem prieteni comuni și mulți, dar mi-a creat o reală plăcere prin acest interviu și vă mulțumesc și pentru ceai și vă aștept la un ceai pe care o să-l dăm noi la Iași, în redacția noastră Telemoldova Plus. Cu mare drag, vă mulțumesc și eu pentru că mi-ați acordat această onoare de a vă da un interviu. Vă aștept cu mare drag oricând în frumosul nostru municipiu Moinești și sperăm într-o colaborare frumoasă pentru binele comunității. Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai,